Alegerile locale de duminică au însemnat o adevărată lovitură pentru soții Vulpeița Veronica și Viorel Stegaru din Blăgești. Deveniți celebri după ce luni bune au fost la București, unde au participat la o emisiune TV și au lansat câteva melodii, soții Stegaru trăiau până anul trecut din ajutorul social. Ajutor care însă le-a fost suspendat de primarul Alec Chirilă, supărat că i-a făcut comuna de râs. Ei bine, Chirilă a candidat din nou din partea PSD de la alegerile locale de duminică și a și câștigat un nou mandat de primar în Blăgești de Vaslui. În aceste condiții este greu de închipuit că soții Stegaru vor mai primi bani de la primărie. Asta și pentru că primarul are un ghimpe împotriva lor, după ce a fost făcut de râs în emisiunea Mirelei Vaida. Primarul reales din Blăgești, apostrofat de Mirela Vaida, în direct la TV, din cauza soților Stegaru. Alec Chirilă a dat, în urmă cu câteva luni, o declarație în presa locală spunând că producătorii emisiunii știu să le exploateze naivitatea soților Stegaru, ei fiind ieftini la minte. În emisiunea sa apoi, Mirela Vaida a răbufnit: domnule primar, dacă eu, prezentatorul acestei emisiuni, mi-aș permite să spun de vreun invitat de-al meu că este ieftin la minte, eu aș fi imediat, dar imediat, în secunda 2, sancționată, domnule primar. Dumneavoastră, pe pozițiile publice pe care le ocupați, votat fiind de acești oameni ieftini la minte, cum vă permiteți? Nu vreți să le scoatem un certificat medico-legal și să nu vă mai voteze? Că înțeleg că la vot ei sunt egali și cu doctorii și cu profesorii și cu corporatiștii și cu dumneavoastră, domnule primar, care sunteți mai deștept. Păi dumneavoastră nu cumva sunteți pe poziția asta de primar datorită ăstora ieftini la minte, domnule primar? Cum vă permiteți să spuneți așa ceva? L-a apostrofat Mirela Vaida, în direct la TV, pe primarul din Blăgești, care de atunci nici nu a mai vrut să audă de Vulpeița Veronica și Viorel Stegaru. Apoi a mai fost un moment care l-a deranjat teribil pe primarul reales acum în fruntea comunei Blăgești, Viorel Stegaru, luat de valul celebrității, a declarat că vrea să candideze, să fie el primarul localității sale. A fost desigur doar o declarație bombastică, dar care probabil că i-a dat fior reci politicianului din PSD.